Dragi prieteni, ține mami telefonul bine. Uite așa îl fi, da? Stai ca să nu pui mâna. A, așa. Salutare, dragi prieteni, astăzi sunteți în bucătărie cu mine. Da, este ceva nemaipomenit, adică nu m-ați mai văzut în bucătărie. Știu și eu asta, că nici eu nu prea am mai intrat. Dragi prieteni, astăzi eu pregătim o ciorbă de perișoare. Mai simplă, așa, mai nu știu, adică nu fac multă. Fac pentru bunica Eliana, bunica Eliana este răcită și am zis să-i gătesc. Am făcut carnea pentru perișoare. Știți și dumneavoastră cum se face ciorba de perișoare? Supa ciorba, ia vină mami aici și arată. Pe aragaz, de la mine telefonul. Uite, aici face doamna mândrea. Op, am pus și o mâna pe cameră. Aici am pus roșii, sosul de roșii, ardei capia roșu și ardei alb din ăla gras și ulei. Aici a făcut bunica mândra, deja cred că este gata. Ia deschide, mami. Nu știu. Bunico, ce supă e asta, ciorbă? Ce e asta care ai gătit tu? Carne de oaie. O avem alături și pe mami, care se uită la mine cum gătesc. Am pregătit perișoarele. Avem o tavă, am stropit-o cu apă puțin. Aici am zis, am pregătit deja carnea. Am pus orez, pătrunjel, ce trebuie. Să le fac mai micuți. Așa. O să intru eu în bucătărie de acum încolo. Da. Și o să filmez. Eu? Ca să fiu, cum să zic? Cameraman. Cameraman tău? Da. Eu o să plec în oraș. Și eu o să rămân acasă să gătesc, da? Păi da. Aia vrei. Să plec în oraș. Așa. Știu că o să mă urmăresc prietenele mele. Pe vlog. Mulțumesc la... Nu prea se simte bine, este răcită. Mulțumesc la prieteni că întreabă oricând de mine. Da. Eu am făcut ceai. Că țin la mine. Mulțumesc mult. Ia mă-ți, mami. Mi-a zis vecinul papi, maxim 20 de perișoare, 15. Să nu pun multe. Poți să pui și mult, că... Păi dacă mi ies, să nu se sparg. Nu. Am pus wow și... Nu o să sparg. Să nu se sparg. O să trimit și la Marisa, prietena mea. Cea mai bună. Oh. Vara mea. Da, fratele meu așteaptă ciorba, lui îi place foarte mult. Este preferata lui ciorba de perișoare. De verișoare, cum zice. O să mănâncă toată familia. Pregătesc ciorba de verișoare. Micara. Vezi să ții bine camera să mă vadă prietenii. Lasă că te vede prietenii. Nu ne facem nici mici, nici mari. Perfecte. Vreau să mă duc la mare. Da, du-te cu domnul papi. Vezi că am terminat aici orezul ăsta, nu știu unde îl pui, și roșia și pasta. Nu le pun pe toate, le-am făcut să văd cât îmi trebuie. Da.
Mai fac pelul și gata. Telefonul, uite așa. A, așa, gata. Prietene, acum punem perișoarele cu mâna. Nu știu, e mai ușor pentru mine. Cred că am pus prea multă pastă, dar n-are nimic. Ajunge, nu? Mai pune-le pe toate. Că sunt multe persoane. Vine și mami cu mine aici, mă învață. Doamne, să nu se sparg. Nu. Iată, poți să dai camera la mine, ține tava. Ține bine. Bine, până se obișnuiește camera, mă, nu e să țină bine camera. Bine. Deci chiar nu știu dacă o să-mi iasă ceea ce fac eu acum, ce gătesc. Mi-e frică de perișoare să nu se spargă cam. Nu o să sparg. Să vedem ce notă îmi dă mie bunica Ileana. Deci este prima dată că fac ciorbă de perișoare, eu le cunosc. Bine, m-am mai făcut altceva ciorbă de perișoare, nu? Bunica mândra cu mâncarea ei și cu mâncarea mea. Cum de-am nimerit noi amândouă? Să gătim. Ce? Ia zi, cum am nimerit noi amândouă să gătim? Păi ne-am nimerit. Ne-am nimerit, da? Da. Am avut ciorbă de oaie, am avut ciorbă de perișoare. Să vedem care e mai bună. Ciorbă de oaie, cum să zic. Să vedem acum. Care e mai bună? Aici băgăm o mână de orez. Ai băgat și tu tot orez? Pe orez vreau să fac. Da, 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 gata, știu ce gătești, că am mai mâncat. Când ai gătit. Deci nu pot să cred că mi-au ieșit. Nu cred. Vreau să vă zic că nu m-a ajutat nimeni. Chiar nu m-a ajutat nimeni. Singura am făcut această ciorbă de perișoare. Până mai învăț și eu. Sunt și eu la început. Bine, n-am știut să fac ciorbă de cartofi și altele, doar ciorbă de perișoare, nu știam. Ia să vă mință când ți-ai ieșit perișoarele. Vezi super. Că nu s-au spart. Super. Poți să mai repeți. Da, așa e frumos. Ia vino să vezi, e bine? Hop. Așa trebuie să gătești, dacă să știi să înveți. Este foarte ușor de făcut. Ia de bunico. Ce nu exact? Vino să vezi dacă am făcut bine, dacă am pus câte perișoare trebuie. Ia să văd. Uai, ce așa de frumos. Uai, de mine. Vezi, nu s-a spart. Cum să se spargă? Uite ce-s. Am rămas întregi. Da.
foarte bine. A ieșit. De acum încolo, ce să gătești. Da. În bucătărie. Ce să-mi cumperi de la piață, ardei de astea ce-mi trebuie. Roșii, pătrunjel. Așa trebuie. Ai gustat-o? Nu. Gustă tu și vezi cum e. Dar nu am băgat vegetar. De ce vine bunica mândră? Chiar e mândră de mine. Prieteni! Așa vreau să fiu. Da. Mândră de tine. Prieteni, gata. Intru în bucătărie în fiecare zi. Fiți pe fază, abonați-vă ca să vă apară notificarea. Cu ce o să gătesc și mâine și poimâine și în fiecare zi. Și cu bunica Ileana o să revin, da, când o să-i mai treacă răceală. Trebuia ardei uscat, dar băgăm ardei verde, doar o feliuță mică. Și am pus și oțet, ca să știți. Am pus o linguriță de oțet. La ciorba de perișoare. Deci ne avem la masă, la degustare. Ce faci, Marița? Masă-i. Suntem aici la Luminița. Cum faci tu tot timpul și papi și tu mă prindezi când mănânc. Suntem aici la Luminița, unde a găsit și ea în premieră ciorba de perișoare. Nu știu, acum azi e azi. E bună? Da, e foarte bună. Ce notă îmi dai, Mariță? 10 îți dau. Foarte Marița bună ciorba. Da. Bunicu Tom? Bună. Ce notă îmi dai, bunicule? Adică e bună? E bună. Prieteni, am avut emoții că se spar perișoarele. Mai mult de 7. E prima mâncare. E prima mâncare. Vrem să mai... E foarte bună Luminița. Da. Eu zic să mai faci. Prima. Păi e prima. Să mai încerci să mai faci mâncăruri din ăștia delicioase. În premieră. E foarte bună. Prima mâncare gătită de Luminița. Ciorbă de perișoare. Da. Eu am recunoscut că este prima, deci... Bine, am mai făcut și togană de cartofi și altele. De bună. Exact cum îi place lui papi. Auzi că ți-am dat clasă, mi-a zis. Dragi prieteni, Marița nu-i cu ciorbelele, îi plac tocane, mulțumesc, bulioane, tocane, tocănița. Tocane și bulioane. Ți-e place ciorbele, mănâncă tu ciorbe. Da, mănânc ciorbă, chiar aveam nevoie. Și așa s-a dus în oraș și a cumpărat să fac o ciorbă de pui. Mi-am cumpărat de licioare, de pui, de curcani. Auzi că ți-am dat clasă. Da. A zis dincolo că tu ai făcut o ciorbă, nu știu acum cât timp, și s-au spart perișoarele, este adevărat? Da. Așa e. Dar nu trebuie să zici că prietenii trebuie să știe. Da, chiar nu le-am nimerit bine. Primul eșec al lui Marița a fost. Tot îmi zicea eșecuri, eșecuri. Până a ieșit. Și n-ați filmat, da? Am filmat până la final. Și titlul am pus, primul eșec. Deci, prieteni, intrați pe canalul lui Papi să vedeți eșecul lui Marița. Ciorbă de perișoare, primul eșec. Ciorbă de perișoare, primul eșec. Știi că zicea el atunci când făceam prăjiturile, că da eșec. Adică toată ciorba era numai perișoare. A făcut o tavă de perișoare, a făcut ciorba tot ce trebuie, a făcut perișoarele mai mari și a pus în oală. I-am zis, ajungă, le ferim pe ea, pune toate. Am zis numai de țară, pe toate. Le-a pus pe toate, le-a stat supra. Aia și tot o cărință crede numai. Și a dat de două ori cu lingura. Ele s-au spart. Le zis la zice că e ciorbă de zei. Ciorbă pentru porci. Dar era bună că a pus. Dar poate s-au spart. S-au spart așa și ciorbiță, știi cum erau? S-ar mai spart. În ciorbă. Purcelul și cine era? Nu era, el era purcel. Atunci că nu aveam purcel în păteț. Am mâncat o farfurie. Și a doua după masă, era păgat să le azi. Totuși avea gust. Avea gust, da. Dar ea a mâncat? Ea n-a mai mâncat de necare. Nu pot să cred, Marița, vezi? Păi el așa face tot timpul, dragi prieteni. El tot timpul zice că nu gătesc bine. Vrea să dea eșec. Bine. Dacă gătește și el, și normal are cum să te laudă. Da. Da, domnul Papi... El nu lipsește de la bucătărie, toată ziua. Domnul Papi are dreptate. Faci cel mai tar mâncăruri. Lipsă de ocupație, de aia la bucătărie. Ia domnul șeruță.
Trebuie în schimb asistenta, nu mă iau pe luminiță, da. Deci mai bine ca Marița. Da. Deci cu prima ciorbă de tăișoare. Asistenta n-a făcut niciodată rețetele tale. Că? Urmează. Vrei să vezi că urmează? Urmează. Câte torturi ai făcut cu ea asta iarnă? Unul n-a făcut. Unul a făcut, s-a făcut acum, la ziua ei. A făcut la ziua mea. Deci, prieteni, noi vă pupăm și vă mulțumim pentru abonați. Marisa, ai văzut? Mi-au dat comentarii că s-au abonat la tine. Deci, fii atent. Deci, vede prietenii acum, da? Vă mulțumesc, dragi prieteni, că v-ați abonat. S-au abonat aseară. Am văzut, chiar vă mulțumesc. Bine că mi-a adus aminte că deja uitați. Și, dragi prieteni, deci, acum să fiți pe fază că a intrat Luminița în bucătărie. Să o urmăriți de acum încolo. Da, o să fac niște rețete cu Marița, mamă, de rămâne toată strada șocată. Să o încurajați, dragi prieteni, da, pentru prima da. Dată când a venit. Să rămână strada șocată, mai bine o casă. Strada sau strada? Păi o să împart ce găsesc. De exemplu, dacă fac prăjituri, o să dau la toți. Deci este pentru prima dată când a făcut această ciorbă, da, mamă, superbă. Uite, papi a mâncat tot. Eu am mâncat tot, mulțumesc pentru masă. Deci spune la prieteni că o să postez un video, acum o să-l pun pe canalul meu, Marița de la Strehaia, cu papi la mall. Mamă, te-a dus și el la mall după atâția ani, da? Da. N-ai mai fost de mult. Așa să mă mulțumim. Prieteni, vă mulțumim, vă mulțumește și domnul papi că v-ați abonat și la el și bunica Ileana. Vă pupăm. Eu vă mulțumesc. Și în urând o să-mi fac și eu un canal de YouTube. Mamă! O să o pui și pe bunica mândra. La Toma la bucătărie, cum o să zic? Toma la bucătărie! Tom bucătar! Tom la bucătărie! Tom bucătar! De ce nu unul Luminița? E surpriză! E surpriză! Unul bucătar! Atâta! Care nu gătești! Unul bucătar și nu gătești! Când îți faci canalul? Stați așa, prieteni, că nu închid să zic, să spună bunica mândra. Deci, prieteni, bunicul Tomiță o să-și facă canal împreună cu bunica mândra. Vă mulțumim!